Galatei în capitolul 4, cu versetul 4 la 6. Galatei în 4 cu 4 la 6. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege, ca să le scumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul fiului său care strigă. Ava, adică Tată, Amin. Să ocupăm lucrurile. Mulțumim Lui Dumnezeu și pentru sărbătoarea nașterii Domnului din anul 2023. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare familie, Dumnezeu să binecuvânteze fiecare persoană, Dumnezeu să ne dea îndurare. Oare a cui este această sărbătoare? În primul rând, a cui este? Am văzut un interviu. Cineva a întrebat pe stradă, o femeie mai în vârstă, ce sărbătorim de Crăciun? Zice, ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia. Dar zice, totuși, nu știți? Dar zice, mă uit acasă în calendar. alt interviu, a zis, eu nu știu ce sărbătorim, dar știu care e diferența dintre Crăciun și Paști. De Crăciun se taie porcul, de Paști mielul. L-am scos pe Hristos afară. L-am scos pe Dumnezeu afară. L Am scos pe Duhul Sfânt afară. Așa astăzi, inima și mintea noastră să știe că această sărbătoare este sărbătoarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Acesta este titlul mesajului. Sărbătoarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Tatăl este implicat în sărbătoare. Fiul este implicat în sărbătoare. Duhul Sfânt este implicat în sărbătoare. De aceea spunem, lăudați să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Lăudați să fie. Și inima noastră să laude și pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Duhul Sfânt. În textul pe care l-am citit, vedem această Sfântă Treime. La împlinirea vremii. Deci când Dumnezeu a considerat că e această împlinire, că la el era măsurătoarea timpului, nu la noi, spune Dumnezeu a trimis pe fiul. Adică Tatăl a trimis pe fiul. Noi trebuie să știm că Tatăl a trimis pe fiul. Fiul n-a venit din proprie inițiativă. Da, a fost de acord, s-a supus tatălui, dar tatăl l-a trimis pe fiul, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să pătăm în fierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Deci tatăl trimite pe fiul și se vorbește despre Duhul Fiului Său. Adică Duhul Fiului Său este Duhul Sfânt. Billy Graham spunea, scopul venirii lui Hristos în lume a fost că El și-ar putea oferi viața ca un sacrificiu pentru păcatele oamenilor. El a venit să moară. Aceasta este inima Crăciunului. Să nu uităm inima Crăciunului. Hristos s-a născut să moară. Asta e miezul Crăciunului. Sau la a fost ca să fie crucea. Așa să dezbat să zic subiect, sărbătoarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Întâi să vedem de ce e sărbătoarea Tatălui. Să ne uităm în Scriptură să vedem de ce e sărbătoarea Tatălui. În Evrei 10, cu 5 la 10, vedem acest dialog între Tatăl și Fiul. Și uitați ce zice Fiul. Și apoi vedem ce zice. Ta. De aceea, în Evrei 10 cu 5, de aceea, când intră în lume, El zice: Cine a intrat în lume? Isus. Și ce zice? Tu n-ai voit nici jertfă, nici prin ci mi-ai pregătit un trup. Cine a pregătit un trup? Tatăl a pregătit un trup. Tu mi-ai pregătit un trup. Vedeți? Mărturisirea lui Isus. Intră în lume ce? Tu mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat. Și aici este cred eu, proclamația lui Isus de Crăciun. Proclamația lui când intră în lume. Atunci am zis, iată-mă, în sul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Asta e proclamația lui Isus de Crăciun. Eu vin în lume să fac voia lui, voia Tatălui. Voia Tatălui. Toată viața lui Isus a făcut voia Tatălui. Vedeți, și când intră în lume, proclamă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Este sărbătoarea Tatălui. Fiți atenți în Luca 2, versetul 13 și 14. Am fost foarte atent la vorba, la cântecul, la, la, la rostirea îngerilor. Știți pe cine laudă îngerii de Crăciun? Oastea cerească laudă pe Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea Chiar și la nașterea lui Isus, îngerii, oastea cerească, laudă pe Dumnezeu Tatăl. Haideți și noi pe pământ la Betel să laudăm pe Dumnezeu Tatăl. Da, Doamne! Slavă ție, Tată! Că l-ai trimis pe Fiul! Că ai pregătit un trup Fiului! Slavă ție, Tată Ceresc! Să nu uităm să slăvim de Crăciun pe Tatăl Ceresc. Pentru că acesta este o sărbătoare și a Tatălui Ceresc. Dar oare doar îngerii l-au pe Tatăl? Nu doar îngerii. Luca 2 cu 20, vedem că păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu Tatăl l-au lăudat. Îngerii și păstorii la nașterea Domnului au lăudat pe Dumnezeu Tatăl. Domnul să ne dea și noi un duc de închinare. Să lăudăm pe Dumnezeu Tatăl. Doamne, mulțumim că l-ai trimis. Mulțumim că ai pregătit un trup. Îngerii l-au lăudat pe Dumnezeu Tatăl. Păstorii l-au lăudat pe Dumnezeu Tatăl. Și tot în contextul nașterii, în Luca 2 vedem că Ana a venit în Templu, tot în această perioadă a nașterii, a văzut pruncul în Templu, Ana nu s-a depărtat de Templu, zi și noapte slujele lui Dumnezeu cu și rugăciune și în versul 38 din Luca 2 citim, a început să laude pe Dumnezeu. Deși deci Ana a început să laude pe Dumnezeu. În Ioan 4 cu ce ni se spune, și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Aici, deja, în 1 an vedem mai mult ca ne vrei. Vedem de ce l-a trimis. Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. De aceea noi sărbătorim mântuirea noastră. Se ne aduce aminte de vremea când ne-am întors la Domnul. Când ne-am pocăit când ne-am lăsat păcatele, când am mărturisit pe Isus în apa botezului, să ne aduce aminte că de fapt Hristosul care se naște în Iesle, se naște să fie mântuitorul lumii. Se naște ca noi să ne pocăim, se naște ca noi să-L mărturisim în apa botezului, că urmăm pe El. El este mântuitorul lumii. L-a trimis, Tatăl l-a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii. A doua Sărbător. A, do a, doilea aspect al acestei sărbători. Este sărbătoarea Tatălui, dar este și sărbătoarea Fiului. Asta o subliniem destul de tare. Dar să nu uităm că este și sărbătoarea Tatălui. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 1 cu 21. Ea va naște un fiu și îi pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Deci să fie clar. Crăciunul este sărbătoarea nașterii lui Iisus, Mântuitorul Lumii. Deci are de-a face Crăciunul cu mântuirea noastră. Dar noi am rămas la brazi, am rămas la cadouri, am rămas la moș Crăciun și uităm că de fapt e sărbătoarea mântuirii noastre, că trebuie să ne gândim la mântuirea noastră, trebuie să ne întrebăm dacă suntem mântuiți. Crăciunul este sărbătoarea în care trebuie să ne întrebăm, sunt mântuit. Este Hristos în inima mea, pentru că El a venit ca să fie mântuitorul meu. Sunt întrebări care trebuie să fie puse de Crăciun. Este El mântuitorul meu? Numele care este dat este Emanuel. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, Hristos nu s-a născut un om adult, s-a născut un copilaj. Există diferențe în modul în care intră Adam în lume și modul în care intră Isus în lume. Adam intră ca un om adult. N-a avut copilărie. Nici adolescență. Adam a fost fără copilărie, fără adolescență. Isus a intrat în lume ca un copilaș. A crescut, a devenit adolescent, mai târziu tânăr, mai târziu adult. Ca să ne cunoască, să simtă cu noi, să simtă toate fazele acestea ale dezvoltării umane. Dumnezeu este cu noi. Este una din cele mai mărețe promisiuni. Hristos se naște să fie Emanuel, să fie cu noi. Și ne punem întrebarea, este cu noi Emanuel și în furtună? Este. Este cu noi Emanuel și în necazuri? Este. Știți care e diferența între un pocăit în spital și un nepocăit în spital? Gem amândoi pe patul de spital. Dacă unul este Isus, nu? Cu altul nu este. Asta e diferența. Trece și noi prin cazul, trece și noi prin boli, trece și noi prin încercări, trece și noi prin falimente, dar diferența că noi putem să spunem, Emanuel, Isus este cu noi. Așa, dragii mei, să fim încurajați și de această sărbătoare. Isus Hristos este cu noi. Indiferent prin ce situații suntem. Nu suntem singuri. La prima vedere, la fel trecem ca ceilalți. Dar dacă ne uităm mai adânc. Noi nu suntem singuri. Noi suntem cu Isus. Da. Și cel mai important lucru în viață este să știi că tu ești cu Domnul Isus Hristos. Eu pus numele Isus. Isus este numele uman. Hristos este slujba lui de Mesia. Întrebarea pe care au o pus-o a fost în Matei 2 cu 2. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Pentru magi, Isus era împărat. Cine este pentru noi Isus? Să știți că pentru mulți care sărbătoresc Crăciunul, Isus este doar copilaș. Atât, un copilaj, venit din altă lume, cum spune Colinda. Foarte mult contează cum îl vedem pe Isus. Mozart, renumitul muzician, s-a logodit. Așa de bucuros a fost că s-a logodit, e, în sfârșit s-a logodit cu o fată pe care, care era iubita lui. Însă logodnica a rupt logodna lui Mozart, cu Mozart. Foarte afectat a fost Mozart, logodna logodnă ruptă, îți poate îmbolnăvi inima. Și mai târziu că Mozart a devenit celebru, a fost întrebată logodnica, de ce ai rupt logodna? Și ce a zis? L-am văzut pe Mozart ca un om mărunt, neînsemnat. Nu l-a văzut ca geniu. Dar zice, acum știu că e geniu. Da. Oare nu cumva îl vedem la fel pe Iisus? Copil, neînsemnat. Dragii mei, El este Împăratul. El este Regele Regilor și Domnul Domnilor. El va reveni a doua oară să ne ia la El. Să nu-L vedem doar un copilas. Să nu fim ca și logodnică lui Mozart. Un om neînsemnat, un om mărunt. Hristos este cel mai minunat. Cel mai puternic. Are toată puterea în cer și pe pământ. Da, este copilaj. Dar acest copilaj este atot cu Dumnezeu. Acest copilaj este atot știutorul Dumnezeu. tot prezentul Dumnezeu. Dar este limitat în trupul uman. Sărbătoarea Fiului. Magii s-au aruncat cu fața la pământ înaintea pruncului. Fiți rog foarte atenți la un aspect. Magii erau bogați. Hristos era sărac. De unde știm că a fost sărac? Pentru că la jertfa din templu a venit cu jertfa săracilor. Pereche de torturele, N-a venit cu jertfa bogaților. Bogații, bogații s-au aruncat cu fața la pământ înaintea unui sărac. Dar acel sărac a devenit sărac pentru noi, ca noi să ne îmbogățim. De ce? El avea tot universul. Era cel mai bogat. Dar s-a limitat. Fiți atenți. tot când a venit s-a limitat. S-au aruncat margii cu fața la pământ și l-au lăudat, l-au preamărit. Acum, eu măcar a spun, să ne aruncăm cu inima la pământ. Să ne aruncăm inimile la pământ înainte lui. Să-l preamărim pe Fiul. Să fie Crăciunul sărbătoarea închinării. Să fie sărbătoarea iubirii de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt. Contează să ne închinăm înaintea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Spune în Luca 2 cu 7, fiul ei cel întâi născut, culcat într-o pentru că în Casa de popăsire nu era loc pentru ei, nu era loc. Cum să fie loc pentru ei? N-aveau ei bani. Dacă ar fi fost bogați, ar fi plătit un loc. Se făcea loc imediat. E sărbătoarea fiului. Mă bucur că fiul a venit în lume, în familia Mariei și al Iosif. Ne putem identifica cu el. Oricine, cel bogat, cel sărac, se poate identifica cu fiul. Ne închinăm înainte fiului. Doamne, dă-ne inima margilar, Să ne închinăm înaintea ta. Dă-ne inima păstorilor, să ne închinăm înainte. Dă-ne atitudinea îngerilor, să ne închinăm, Doamne Dumnezeu, să-L premărim pe, pe acest Hristos născut în iesle despre care spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele Îngelor din Luca 2,11 Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Care era cetatea lui David? Betlemul. Știți ce semnificație are cuvântul Betlem? Casa pâinii. Știți că Isus se numește pâinea vieții? Pâinea vieții a venit în casa pâinii. Ca să ne hrănească. Pentru că sufletul meu nu se poate hrăni cu nimic altceva decât cu pâinea vieții. Hristos este pâinea vieții. Să te apropii de El. Să te împărtășești cu El. Să-L să iubești. Nu-ți lăsa sufletul frământ. Hrănește-te cu Isus, pâinea vieții. A venit în Betlem, în casa pâinii, pâinea vieții. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Noi vrem să punem un mare accent pe această slujire a lui Iisus de mântuitor. Fiul, este asociat cu mântuirea noastră. De aceea putem să spunem fără să greșim. Da? Crăciunul este sărbătoarea Tatălui care l-a trimis pe Fiul. Crăciunul este sărbătoarea Fiului care a venit să mântuiască lumea. A venit să mântuiască lumea. Mulți caută mântuire în afara lui Hristos. Știți că sunt mulți teroriști musulmani sinceri lor li se pune următoarea idee în cap. Dacă o veți arunca în aer și veți ucide pe cât mai mulți, mergeți direct în rai. ce e cred asta? Mergeți direct în Adică vă câștigați mântuirea. Pentru că în islam nu pot fi sigur de mântuire, dar dacă faci asta, e sigur de mântuire. Și pentru mântuire, mulți pentru mântuirea lor fac asta. Ce bine că nu trebuie să ne aruncăm în aer. Hristos a murit El în locul nostru. Hristos a murit El pentru noi. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. S-au dus în grabă păstorii și-au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Au verificat. Au validat. Vrem să vedem. Este? E adevărat? Este pruncul în iesle? Este. Nu era un lucru obișnuit să fie prunc în iesle. Nu era un lucru, era un lucru neobișnuit. Nu se năștea un copil în iesle. Și păstorii au mărturisit mai departe. Într-adevăr, acest prunc este Isus. Însă, Ioan prezintă total diferit pe fiul. Prezintă diferit Crăciunul. Să ne cum prezintă Ioan Crăciunul. Ioan nu vorbește de magi, Ioan nu vorbește de îngeri, Ioan nu vorbește de păstori. În Ioan 1 cu 14 spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și ne-am privit slava lui o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan spune, cuvântul s-a făcut trup. Dumnezeu, Fiul s-a făcut trup. A luat trup omenesc. Cum zice în Filipeni, nu? Chip de rob. Dragii mei, să ne gândim la Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Crăciunul să fie și o sărbătoare rațională și emoțională și a voinței noastre. Sărbătoare rațională ne gândim, dar de ce există Crăciunul? Iisus a venit să ne mântuiască, de ce există. Emoție, răspundem cu iubire la, această, la acest lucru. Și voință mergem pe urmele Lui. Pentru noi înseamnă foarte mult să știm. Soren Kierkegaard, teolog danez, filozof danez vorbește despre povestea prințului. Așa de mult se aseamănă cu Crăciunul povestea prințului. De aceea o relatez și eu. Spune că un prinț a vrut să se însoare foarte bine. Domnul să-i ajute pe toți. Dar n-a găsit în aristocrație o fată potrivită. A găsit latura de jos, pătura de jos, o fată potrivită. Și a plăcut de fată. Și s-a gândit cum să o cucerească. A zis, prima variantă ca să o cuceresc ar fi să-i poruncesc. Îți poruncesc, eu sunt prins să te măriți cu mine. Folosesc unii ideea asta, abuzează. Zice, am avut o lucrare că trebuie să te căsătorești cu mine. Răspunsul e, zice, vreau să am și eu una. Nu i-a poruncit. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Zice, Biblia să se cu cine vrea în Domnul. Deci nu există forțare prin. Ce nu vreau, nu vreau, nu vreau să forțez, pentru că atunci, iar nu, nu m-ar iubi, doar prin forțare ar fi soția mea. Și hai varianta a doua, care e varianta a doua? Să o impresionez pe fata aceea pe care o iubesc. Ce-ar fi dacă în fața casei ei aș veni cu șase cai, cu trăsura regală, aș impresiona? Deci atunci fata ar veni pentru faimă și bogăție să fie a mea, dar nu pentru mine. Ce deci, nu merge varianta asta. Și deci, hai că mai am o variantă, zice prințul. Povestește Kierkegaard. Varianta este, ce-ar fi să mă mut în satul ei? Să-mi iau straie țărănești, să locuiesc cu ei. Așa și a făcut. și făcut. Și-a luat straie țărănești, s-a mutat în sat, a ajutat oamenii, a fost atent la durerile lor, la tristețile lor, la bolile lor, la tot și fata s-a îndrăgostit de el. Asta a făcut Isus cu noi. Nu ar fi putut, nu? Poruncă, nu ai dreptul de alegere, nu, oh, toți sunt obligați, toată planeta e obligată și gata. Sau să ne impresioneze arhanghel, minuni. Știți ce metodă a ales Dumnezeu? Vin să locuiesc cu voi. Așa spune el. A locuit cu noi. A locuit, plin de har și de adevăr. Uitați, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Har și adevăr. Toată viața lui Isus a fost caracterizată de har și adevăr. Slăvit să fie el. Amen. eu vin să locuiesc cu voi. Vin să stau cu voi. Asta a făcut Isus. Alegerea Prințului, varianta a treia. Mă duc să locuiesc. Și spune, nu, nu Ioan, noi îl iubim, căci El ne-a iubit întâi. El nu ne-a cucerit prin forță. El nu ne-a cucerit prin, în, prin. să ne impresioneze, El ne-a cucerit prin iubire. Și când a stat pe cruce, a arătat cât de mult ne iubește. Când a stat pe o cruce, a arătat că moare pentru noi din iubire. Și noi trebuie să-i răspundem cu iubire. Da, El este mântuitorul lumii. De el, da, El a murit pentru noi din iubire. Noi trebuie să răspundem. Mi-a plăcut foarte mult această povestire a prințului de Kierkegaard. Pentru că exprimă foarte bine, de fapt, ce s-a întâmplat de Crăciun. Hristos a venit să locuiască între noi. Și poeziile noastre din literatura română exprimă, de exemplu, Vasile Voiculescu în poezia Colind, prezintă și pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Duhul Sfânt. Îmi place foarte mult asta. Legat de naștere, să prezint și ce face Tatăl, și ce face Fiul, și ce face Duhul Sfânt. Citezi din mii de falnice regine, ce stăpâneau peste pământ, a fost aleasă o fecioară să întrupeze Duhul Sfânt. Sfioasă, blândă și cu minte, o față din popor, a zămislit, necunoscută pe Marele Mântuitor. El, Mesia Izbăvitorul, trimisul Tatălui din cer s-a ridicat sub ocrotire și în casă lui Biedul Gher. Trimisul tatălui, marele mântuitor, întruparea prin Duhul Sfânt. A reușit Vasile Voiculescu, care a suferit, a fost un medic extraordinar, a suferit din cauza creștinismului sub regimul comunist. A reușit să, să pătrundă prezența tatălui, a fiului și Duhului Sfânt legată de nașterea Domnului. Trimisul Tatălui este Hristos. Hristos este Mare Mântuitor. Întruparea s-a făcut prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Vasile Militaru, un alt poet religios român, spunea în poezia Iisus e viața, Bucurați-vă, norode, și cântați pe fața humii, că cu chip senin și de bunătate plin, s-a născut Iisus, lumina și mântuitorul lumii. Iisus este lumina și mântuitorul lumii. Este El lumina vieții tale? Străpungi El întunericul din viața ta? Sunt trist că în Europa tot mai mulți se sinucid. Tot mai mulți se sinucid. De exemplu, în Olanda, și nu este singura țară, eutanasia la cerere. Adică am o tristețe, depun o cerere, pot să mor, nu e problemă. Pe vremuri era doar dacă ai avea o boală terminală. Recent a cerut eutanasia o mămică cu un copil, că era trist. A zis că mai bine mor. Asta e întuneric, întunericul morții. Noi trebuie să ne trăim viața. Să ne rugăm ca toți cei care vor să se înucidă în România să oprească. Să-L cunoască pe Hristos. Să se întoarcă la Hristos. Hristos este lumina. Este lumina în întuneric. Da! Chiar dacă ai necazuri, probleme, nu, nu, nu țin nu e soluția. Soluția este să-L alegi pe Hristos și să mergi înainte cu Hristos. Hristos este Mântuitorul Lumii. Pentru mine atât de mult contează să știu că sărbătoarea poate să pună capăt lipsei de pace. În 1914, în Belgia, primul război mondial, armata engleză cu armata germană era un conflict. Și-a venit din ambele părți propunerea să facem armistițiu de Crăciun. Hai de Crăciun să ne luptăm. De Crăciun și au fost de acord. Și ce au făcut? A ieșit din tranșee. Și au început să cânte colinde împreună. Englezi cu germani. Au început să iasă din tranșee să-și dea daruri. Ce daruri aveau din mâncarea lor? Să-și dea un unul altuia, să se îmbrățișeze unul pe altul. Și, Și ce au făcut generalii după Crăciun? Au schimbat toate trupele. Deci, ăștia nu, nu o să se lupte unul cu altul. Dacă au colindat împreună, dacă... A trebuit să schimbe generalii englezi și germani trupele. Să aducă alte trupe care să lupte. Pentru că știi ce face Crăciunul? Este sărbătoarea Prințului Păcii. Căci un copil ni s-a nu? Un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui. El este Prințul Păcii. Păi dacă, ne, dacă noi cunoaștem pe Prințul Păcii, oprim luptele între noi. Dacă noi cunoaștem Prințul Păcii, pătrunde pacea în inimile noastre, pătrunde pacea în sufletele noastre. Sărbătoarea Tatălui, sărbătoarea Fiului și sărbătoarea Duhului Sfânt. Haideți să vedem cum este sărbătoarea Duhului Sfânt, această sărbătoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt, în Matei 1,18, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Să nu trecem fugitiv peste acest verset. Cum adică s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treime. Cu o egală, cu o eternă și cu Tatăl și cu Fiul. S-a unit omul cu Dumnezeu. E un lucru misterios și tainic. Ea s-a aflat în de Duhul Sfânt. Deci fără Duhul Sfânt nu ar fi fost nașterea lui Iisus. De aceea noi trebuie să spunem că este Crăciunul și sărbătoarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost acolo! Duhul Sfânt a lăsat-o însărcinată pe Maria. Noi credem din nașterea din Fecioară. Credem lucrul acesta. Este o minune. Noi credem în minune. Au încercat teologii liberali să spună, nu, nu e adevărat, Iisus nu s-a născut din Fecioară. Apoi au încercat să spună, da, Hristos n-a înviat. Păi la urmă elimin elementul dumnezesc din Evanghelie. În Matei 1,20, ce s-a zămestit în ea, este de la Duhul Sfânt. Dragii mei, Așa să ne uităm, să simțim inima Mariei de Crăciun. Știți că a fost o inimă tulburată? Vă spun de ce a fost tulburată. Dacă era însărcinată în vremea aceea și nu aveai soți, puteai să fii ucisă cu pietre. Știți că Maria când a acceptat să fie însărcinată prin Duhul Sfânt și-a riscat viața? Noi nu ne închinăm la Maria, dar considerăm pe Maria un erou un erou care acceptă să fie gata să moară pentru Isus. Că nu știai cine te denunță, nu știai cine inițiază omorârea cu pietre. Dar a Maria a mai avut o suferință. Nu doar pericolul de moarte. Știți care a fost suferința? Să-l piardă pe Iosif. Iosif s-a gândit să o lasă pe ascuns. Iosif credea că Maria a păcătuit cu un bărbat. Păi ăsta era normal, nu? Dacă are un copil... Iosif n-a știut că era o minune acolo. Este e minunea Crăciunului, nașterea din Fecioară, e minunea Crăciunului. Și îi se spune lui Iosif, mesaj de la Dumnezeu, Iosife, n-a păcătuit Maria. Iosife, ce este de la ea, zămislirea în ea, este de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Iosif s-a supus, Iosif a înțeles Într-adevăr, Maria e nevinovată, Maria e neprihănită, este de la Duhul Sfânt. Mulțumim Duhului Sfânt. Mulțumim Duhului Sfânt. Proclamăm nașterea Domnului, sărbătoarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Iar pentru noi Maria este un model, dragii mei, un model. Nu ne închinăm, dar e un model pentru noi. Cât plătim? Ce preț plătim pentru Isus? Maria a fost gata să plătească prețul suprem. Maria a fost gata să moară Puteau să o moare cu pietre, nu? Călca legea. Dar a fost și altă durere. Putea să-l piardă pe Iosif. L-a iubit pe Iosif. Dacă n-ar fi intervenit Domnul, Iosif ar fi părăsit-o pe Maria. Eu cer ca Dumnezeu să intervină în acest Crăciun în viețile noastre. Să intervină cum a intervenit în viața lui Iosif. Și l-a oprit pe Iosif să facă această greșeală, care a fost o greșeală. Dumnezeu să ne oprească și pe noi să facem greșeli. Să ne apropiem Doamne, intervino. Cum a intervenit în viața lui Iosif? Doamne, te rugăm să intervii și în viețile noastre. Vrem această intervenție. Credem în această intervenție a lui Dumnezeu. În Luca 2, la 25 la 32, vedem că Duhul Sfânt era peste Simeon. Vorbim în contextul nașterii, adică au trecut câteva zile când Simeon a sărbătorit pe Isus. Și că Duhul Sfânt îl înștiințase. A venit la templu mânat de Duhul. Duhul Sfânt l-a înștiințat. Ce l-a înștiințat? Va veni Mesia în templu. După câteva zile de la naștere, va veni. Du-te acolo în templu. Și l-a binecuvântat pe Iisus. A fost binecuvântarea lui Iisus. Dar Simeon era mânat de Duhul. Vedem că Duhul glorifică pe Iisus, glorifică pe Hristos cel născut. Asta e rolul Duhului Sfânt. Nu doar că, întru... nu doar că a rămas Maria însărcinată prin Duhul Sfânt. Dar vedem aici, în viața lui Simon, că Duhul Sfânt îl folosește pe Simeon să-l proslăvească pe Isus. Că rolul Duhului Sfânt știți care este să proslăvească pe Isus. Duhul Sfânt nu se proslăvește pe sine, Duhul Sfânt proslăvește pe Isus. Doamnele, revasă peste noi Duhul Sfânt, ca să știm să-L proslăvim pe Isus. Avem nevoie de Duhul Sfânt să-L glorificăm pe Isus să-L să, să proclamăm ca Domn, să proclamăm ca stăpân al vieților noastre. spune în 1 ian, 4 cu 2, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Noi spunem că Isus Hristos a venit în trup. La Crăciun Isus Hristos a venit în trup. A venit în trup ca să fie mântuitorul lumii. Legat de Duhul Sfânt, Costac, Costac Ionid, în poezia Fecioara, spune Duhul Sfânt asupra ți va veni, ca lumina flăcării din sfeșnic. De aceea fiul tău va fi fiul Dumnezeului cel veșnic. ce îmi place această asemănare. Duhul Sfânt va veni ca lumina flăcării din sfeșnic. Zice Costac Ionid. Duhul Sfânt, dragii mei, este Duhul Speranței. Duhul ne dă speranță. E foarte importantă speranța. În această lume în care mulți sunt deznădăjduiți, deprimați, dobărâți, cu inima frântă, este important să știm că Duhul Sfânt este Duhul Speranței. De aceea ne avem speranță de Crăciun. Avem speranța mântuirii, avem speranța prezenței lui Dumnezeu cu noi. E importantă speranța. În lagărul nazist de exterminare de la Dașau, foarte mulți se sinucideau. Și nu înțelegeau uh, ofițerii naziști de ce se sinucid așa de mulți. Până la urmă, unul din deținuți a înțeles cum ar putea să schimbe lucrurile, dar n-a folosit o metodă adevărului. Le-a zis la oameni, armata roșie, armata sovietică în apropiere, se apropie și vom fi eliberați. Și a pătruns această speranță falsă în oameni. Și nu s-a mai sinucis nimeni. Nimeni nu s-a mai sinucis. Hristos este speranța noastră. Ofițerii naziști au făcut cercetări. De ce, de ce nu se mai sinucide nimeni? Și au aflat răspunsul. Armata Roșie e pe aproape, va fi eliberat lagărul de exterminare. Și le-au spus, mă, asta este, este minciună, nu e adevărat. Și când s-a spus că nu e adevărat, au început să se sinucidă din nou, pentru că erau fără speranță. Contează foarte mult speranța în viețile noastre. Duhul Sfânt este Duhul Speranței, este Duhul Nădejdii. Dumnezeu să ne dea. Duhul Nădejdei. Să ne oprim, să vedem că este speranță. Poate fi intervenția lui Dumnezeu în viețile noastre. Putem înainta în viață. Nu trebuie să fim dobărâți în viață. Nu trebuie să plângem non-stop în viață. Există Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt. Crezi că puterea Duhului Sfânt îți poate deschide porțile speranței? Sunt unii care într-o săptămână pot deveni legume. Vă spun un exemplu. Cineva s-a dus să-și facă analize obișnuite și i s-a comunicat că are cancer. Într-o săptămână a fost terminat. Că mai are puțin de trăit. Deci, realmente, de omul s-a uscat. Într-o săptămână. N-a avut speranță. A, avut, văzut doar moarte, moarte înaintea lui. Voi muri, voi muri, voi muri, zicea. Peste o săptămână primește foi. Ne pare rău. L am încurcat hârtiile. Nu aveți cancer. Omul ăla deja era distrus. Vedeți ce face speranța din om? Când a văzut că nu mai are speranță, când moartea în fața lui a fost distrus. De ce avem nevoie de speranță? Și Duhul Sfânt este du Speranței. De ce noi avem speranță? Că Isus Hristos din Nazaret, care s-a născut în Iesla Betlemului, este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul Lumii, întrupat, și două Sfânt era peste el. Pentru mine contează atât de mult să fiu lângă el. Ioan Maier, poezia Noaptea aceea, sublinează importanța de a fi lângă el. Citez. În noaptea aceea, neuitată, am fost în Iesle, lângă el, lângă izvorul veșniciei, cu numele Emanuel. Am auzit cântarea slavei, a îngerului mesager și corul vestind sfânta pace dintre pământ și cer. În noaptea aceea minunată am fost și eu chemat de el. Așa de aceste sărbători, să fim lângă Isus, să fim lângă El. Contează! Te întreb acum, tu ești lângă El. Contează! Ce răspuns la această întrebare? Tu ești lângă El. E foarte important. Crăciunul este o sărbătoare a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Lăudat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl l-a trimis pe Fiul. Fiul a zis, vin să fac voia ta, Dumnezeu. E de Crăciun. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vin să fac voia ta. Mă supun. Mă supun la trimiterea ta. Și Maria s-a aflat însărcinată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O minune, nașterea din Fecioară, o minune. Și mai se pune o altă întrebare, pentru că o să termin pe acest fond de întrebări. Ce îi dau lui Iisus de Crăciun? Ce îi N-am nici aun, n-am nici tămâie, nici Deci nu pot să fiu ca mari. Dar ce îi dau lui Iisus? Îi dau ceva. pot să-i dau trecutul meu. Doamne, ia trecutul meu. Doamne, îți dau păcatele mele. Doamne, îți dau falimentele mele. Doamne, iartă-mă și ridică-mă. Atât pot să-ți dau trecutul meu. Ce să-ți dau? Trecutul pe care doar tu îl știi. eu mă ascund. Pot preface înger de lumină și nu sunt. Doamne, îți dau trecutul meu. Dar pot să-i dau viitorul meu. Doamne, îți dau viitorul meu. De aceea nu vreau să mă îngrijorez ce va fi. Eu mă încred în tine. Îți predau viitorul meu, eu cred în cuvântul Emanuel. Tu ești Emanuel. Și tu ești cu mine și asta mi-e de ajuns. Dacă tu ești cu mine, mi-e de ajuns. Dacă Domnul e cu mine, mi-e de ajuns. Îți dau viitorul meu, dar Doamne îți dau și prezentul meu. Fă ce vrei cu viața mea. Trecutul meu, viitorul meu și prezentul meu. Ți le dau ție, Doamne Dumnezeu fii tu stăpân. Pentru că Isus s-a născut în Iesla din Betlem să fie domn. Și că domnia va fi pe umărul lui, spune profeția din Isaia. El vrea să domnească în viața ta și a mea. Vrea să domnească în viețile noastre, să domnească. Și ce înseamnă să domnească? Voia lui să fie deasupra voii mele. Asta înseamnă să domnească. De aceea ne trebuie să ne întrebăm, Domne care e voia ta în viața mea? Doamne, care e voia ta? Doamne, facă-se voia ta în viața mea! Învăț asta din sărbarea asta Crăciunului. Tu ai zis, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau și eu să fac voia ta, Dumnezeule. Domnia e pe umărul tău. Domnește și peste viața mea, Doamne, Dumnezeule. Și dacă sunt oameni care sunt atât de triști și de amărâți, încât nu pot sărbători Crăciunul, așa să te uiți în ochii lui Iisus, în ochii pruncului, Ce să ne întrebi, copilaj din altă lume. Tu de ce ai venit în iesle? Și chiar dacă pruncul nu-ți poate vorbi, ochii lui să-ți vorbească. Că la Petru, ochii lui Iisus i-a vorbit și a Petru a plâns cu amar. Am venit pentru tine. M-am născut pentru tine. Ăsta este scurtul mesaj al Crăciunului. M-am născut pentru tine. Iisus îți spune, m-am născut pentru tine. M-am născut să fiu mântuitorul tău. M-am născut să fiu eliberatorul tău. M-am născut să fiu domnul tău. M-am născut să fiu stăpânul tău. Pentru tine m-am născut. Nu pentru îngeri m-am născut. Hristos n-a venit pentru îngeri. Chiar dacă îngerii l-au dat pe Domnul și au zis pace Hristos a venit pentru mine. De aceea sunt bucuros de Crăciun. A venit pentru mine. S-a născut pentru mine. Și fiți atenți că la fel spune profeția. Un copil ni s-a dat. Ni s-a născut nouă. Și profeția din Isaia spune că pentru noi. Doamne, mulțumim. Așa să fie fluviu de mulțumire noastră. Doamne, mulțumim. Pentru că Tatăl a trimis pe Fiul. Doamne, mulțumim că Fiul a venit să facă voia Tatălui, să fie Mântuitorul Lumii. Și Doamne, mulțumim pentru minunea Duhului Sfânt. Această naștere din Fecioară. Mulțumim, Doamne. De Crăciunul acesta vrem să fim mulțumitori. Vrem să avem inimă plină de mulțumire. Și vrem să avem inimă plină de închinare. Doamne, ne închinăm înaintea Ta, ca și Tată, ca și fiu și ca și Duhul Sfânt. Și vrem să spunem, vrem să facem voia Ta. Vrem această proclamație de Crăciun. Vin să fac voia Ta, Dumnezeule, să fie și a noastră. Doamne, și eu vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Vreau și eu să mă alătur la ce a zis Iisus. Iisus a zis, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Vreau să zic și eu, Doamne, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Eu nu trebuie să mor pentru păcate, a murit Iisus. Dumnezeu are un plan de fapte bune cu fiecare dintre noi. A rânduit în ce fapte bune să umblăm. Ai voia lui Dumnezeu cu noi. Doamne, ajută-mă să nu mă închid la planul tău de fapte bune. Ajută-mă să le fac. Să le fac din toată inima. Nu ca să fiu mântuit, ci fiindcă sunt mântuit, fac aceste fapte bune. Haideți să ne în picioare. Nu doar să mulțumim Domnului pentru această seară. Să-i dăm trecutul nostru. Cu falimente, cu păcate, cu vicii, să cerem să ne șteargă păcatele, pentru că a venit să ne dea iertarea păcatelor. Să-i dăm viitorul nostru. El este Emanuel. E cu noi. Nu mai trebuie să fim însingurați. Nu mai suntem singuri. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. A venit să fie cu noi. Și să-i dăm și prezentul nostru. Domnește peste noi. Domnește peste viețile noastre. Domnește peste familiile noastre. Domnește peste țara noastră, Doamne. Îndură-te și de țările vecine, Doamne Dumnezeu. Ne rugăm și mulțumim Domnului pentru acesta.